Timp de 30 de ore, Biserica Dunamis din București a fost gazda unui nou maraton de închinare și rugăciune la care au participat formații din capitală și din țară alături de oameni ai rugăciunii. Evenimentul a avut loc în contextul anului electoral din România și din alte țări ale lumii. Închinătorii și mijlocitorii au înălțat rugăciuni înaintea lui Dumnezeu pentru România, Israel și nevoile curente ale țării noastre. Este un an electoral la nivel mondial și credem că în mod strategic Dumnezeu ridică oameni în România în poziții cheie și pentru a veni efectiv în unitate ca și trupa lui Hristos cu mai multe biserici din București, dar chiar din România, am făcut un front comun în această idee de laudă, închinare și mijlocire adusă pentru România, pentru Israel, pentru nevoile curente ale țării noastre, familii, pentru copii, pentru sistemul de învățământ românesc, pentru legile care se dau în România. Vrem ca Dumnezeu să ridice oameni așa cum s-a rugat și așa cum a căutat, de fapt, Moise. Oameni capabili, temători de Dumnezeu, vrăjmași ai lăcomii. Vrem ca acești oameni să fie ridicați de Dumnezeu în poziții cheie în România și chiar în lume, pentru că lucrurile acestea se așează și la nivel mondial. Și dorim ca voia lui Dumnezeu să se facă pe pământ, voia lui Dumnezeu să se facă în România, voia lui Dumnezeu să se facă în București, în națiunea noastră, și vrem ca noi să fim binecuvântați ca și națiune. Este o onoare pentru noi să colaborăm cu celelalte biserici de peste tot din România și ne bucurăm foarte mult că Dumnezeu a creat contexte în care să venim în unitate și să slujim pentru trupul lui Hristos, să ne ajutăm unii pe alții, să binecuvântăm România. Bineînțeles că scopul principal al maratonului a fost să binecuvântăm România și să mijlocim pentru viitorul președinte al României. În lumea spirituală, unitatea bisericilor rupe barierele spirituale, au spus câțiva dintre cei prezenți la maraton. Atunci când copiii lui Dumnezeu vin împreună în unitate, cred că lucruri extraordinare se întâmplă în plan spiritual și așa cum cuvântul Dumnezeu spune, unul pune pe fugă 1000, doi pun pe fugă 10.000, și cu cât vom înțelege mai devreme că noi ca și biserici locale nu avem mandatul de a ne zidi propria împărăție, ci de a veni în unitate să zidim împărăția lui Dumnezeu, cu atâta vom vedea într-adevăr puterea lui Dumnezeu manifestându-se în națiunea aceasta pe care cred că cu toți o iubim și dorim să vedem numele lui Hristos fiind glorificat în această națiune. Pregătim trezirea care va veni și Duhul Sfânt va folosi casele de rugăciune să vină împreună și slujitorii și mijlocitorii, străjerii, trebuie să vină în unitate ca să ne rugăm pentru țara noastră. Unitatea bisericilor în capitala României schimbă ceva la nivel național și asta e un lucru extraordinar, este o inițiativă binevenită. Dumnezeu vine și prezența Lui nu poate să fie conținută între patru pereți. Când prezența Lui vine, e revărsată în oraș, în națiune, e gloria Lui Dumnezeu, e lucru după care tânjim și e ceea ce cred că avem nevoie ca și națiune. Și în vremurile astea, cred că e ceva foarte, foarte înțelept ca poporul lui Dumnezeu să se strângă în ore necurmate de închinare, de rugăciune, în timpuri în care auzim de calamități, de războaie, vești de războaie, și Dumnezeu guvernează lumea prin sfinții Lui, prin rugăciune, prin aliniere la voia Lui. Participanții la maratonul de închinare și rugăciune au declarat că prezența la un astfel de eveniment aduce schimbare la nivel personal, la nivelul Bisericii Domnului și la nivelul întregii țări. Este prezența lui Dumnezeu care este aici și toți putem să ne bucurăm de ea și să primim răspuns la întrebări în momentele astea de la Dumnezeu, să primim chiar și vindecare, restaurare, pace, liniște. Punem, să zic așa, umărul la ceea ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, în ceea ce înseamnă împingerea autorității lui Dumnezeu în capitala României, și știm că responsabilitățile sunt mari. Sunt convinsă că ochii lui Dumnezeu sunt ațintiți către București și ne rugăm în continuare ca Dumnezeu să facă o trezire în mijlocul creștinilor și mă rog ca Dumnezeu să unească bisericile și să ne facă să ne uităm la ceea ce ne leagă, nu la ceea ce ne deosebește. Am venit aici, sincer, ca să-L aud pe Domnul tot mai mult, să-L slujesc și să-L aud, și chiar am nevoie de prezența Lui tot mai mult în viața mea. Astăzi am venit aici ca să laud pe Dumnezeu și să simt prezența Duhului Sfânt în viața mea. Mai presus de atât, am venit să și slujesc. Am simțit că inima mea e plină de bucurie. Sunt mulțumitoare că am putut să particip la evenimentul ăsta și cred că foarte
bun pentru cei care doresc să-L caute pe Dumnezeu, doresc să se apropie mai mult de Dumnezeu. Să ne rugăm pentru unitate între creștinii de la noi, pentru că cred că asta e unul din lucrurile care o să aducă trezire în țara noastră și ne rugăm pentru asta și ne dorim ca țara noastră să se trezească și să-L cunoască pe Dumnezeu. Există o luptă spirituală care nu se vede, iar oamenii lui Dumnezeu și-au asumat mandatul acesta de a veni și a sta înaintea lui Dumnezeu să mijlocească pentru București. Prin aceste inițiative, credem că Dumnezeu poate să deschidă uși de binecuvântare, în primul rând peste noi, peste familiile noastre, peste viețile noastre, cât și peste noi ca națiune. Pentru că Biblia spune clar, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, se va întoarce de la căile lui rele, îi voi tămădui țara.